Noi oameni hai să vă învăț iar o rețetă din asta faină. Vă trebuie niște carne din asta, pe care normal ar trebui să o tăiați cu buleață. O, o puceți tăia cum vreți voi, domnul pula mea, nu contează. Ori așa pe lung cu buleață, ori o tocați cum vreți voi. Eu am taiat-o așa că dracu cu să o -și. După care o țepați într-o oală, la și o lăsați la dinstuit așa până să albește, să face pizde. Și vă puneți și luați-o 3-4 căpățâni de curece, mă o voi câte. Și le tăiați mărunt ori dacă aveți juleu, dar de acela cum pula mea zice și pe la noi, ori dacă nu îl luați din cuțet. Important e să vă iasă cam așa ceva, sau mai măruntă, mă, cum vrei pula voastră, nu contează. Când s-o dinstuit o lecuță carne și e fain, îți place cu peste. Și învârciți în el futel soarele până le ia dracu. Ia că așa, băgați o la capă ca să se moaie faină cu îl mai învârtiți, iar mă nu lăsați așa că se prinde de fund nu are nimic să s-a o lecuță, că de dă gust așa faină ca de a fumătură, în nu să se lipască tot că pe pulei lucrarea. Și după care, luați niște secretul gustului, un alt, îl condimentați vigheța, acolo care-i treaba, puceți pune șolea o și eu am mai pus în el niște orez. Am un câte apă pe el ca să fie arborezul, că dacă nu pula numai să dinstoia și nu faci treabă cu el. Tăviți rupe măsele el. Dar puneți așa cât ăsta bage doamne, cred că am pus cam mult o leacă. Dar n-are nimic. Nu, no, lăsați-a clotă, îl așa până apă ca să bage orezul pe clot să fiarbă ca lumea. Mai învârtiți, iar îl lăsați am un fieț, voi, știți voi cum e treaba cu ăsta. Numai să nu se prindă de fund, doamne, fuge că da mare o fi. Și lăsați până cam scade apă după el. Când e cam așa ceva, dacă vreți puceți să lăsați să se dinstoiască mai tare, dacă nu, și vă place, puteți pune niște smântână în el și îl mai băgați la, la ăsta, la dubă, cu folie de aluminiu să se coacă faină sau în pula mea, vedeți. Dar eu l-am lăsat așa că m-am grăbit, am pus numai niște smântână pe lângă el așa și fai de pula mea cât de bun să-ți bați prunci, nu alta. Și un pic de oțet, puteți pune să fie așa mai acrișorul, leagă, că e prea dulce el, cu proaspăt. No, poftă bună să aveți și să ne auzim cu bine. Ceau, ceau, și dacă încercați o rețetă, dați-mi tag că o să vă și eu și dracu voi și șuvau. Fii sănătoși!